Zi tu, acum ce am vorbit data trecută cu Ileana ca să despre vacanță. Fetiță, hai să vorbim aici. La un loc de ăsta, în emisiune. Ai fost în altă vacanță? A fost în alta, nebunule! Care în altă vacanță? În alta! A fost în alta! A fost în alta! S-a rămărat! Cum e? Da, vreau doar să te pup! Bine ai venit! Spune-mi, te rog, da. Sunt foarte bătrân. Nu, ești de aceeași vârstă aproape cu mine. Ha! Ha! Da, da, iar nu l-am învățat pe Jorge. Trei culori. Îți mulțumesc mult, mult, mult de tot. Ia să vedem, să ne vedem. Pe scurt, noi ți-am invitat. Vom vorbi astăzi despre vacanțe. Lasă, ce o să faci? Ia să vedem ce o să faci. De ce ai fost așa vesel? Trebuie să-ți explic. Veni George, Papa Gheorghe, așa. Care are copil. Eu îmi linișteam copil într-un anumit fel. Acum 100 de ani când a venit data trecută. Când era la modă o altfel de liniștire. A venit acum o lună. Exact. Da, a venit acum o lună. El mă acuză de unchiul meu, pentru unchiul meu Alzheimer. Înțelegi? Asta e problema. Tot îmi aduce aminte că fac naveta în Austria. Și pe scurt i-am zis același lucru. Nebunul, în loc să-și țină flanca și să-și susțină colega la greu, zice, asta e zice data trecută. Asta l-ai învățat. Știu că uiți asta lucruri, da. Spun, uiți niște da, lucruri. Uiți, uiți. De asta ne-am gândit. O să ajungi și tu acolo. Nu că eu uit de la vârsta asta. Asta e și mai rău. Asta nu e. Atunci. Dar niciodată nu o să răsmă ca noi. Nu o să ai... N-o să ai că... Astea sunt făcute de tine? Da, sunt făcute de mine împreună cu un brand românesc. Stai așa, stai să o luăm în ordinea numelor de pe tricou. Ne-am propus pentru început să vorbim despre vacanța din care tocmai te-ai întors. Și ți-am zis ca să te oftică e alta. Și noi aceeași, pentru că aia a fost cu schiurile, cu apreschicul. Da. Acum e vara, asta e singura. Da, dar nu ține minte, știi ce zic. Stai să vezi tu. Stai să vezi tu, da, o să uiți și pe unde... Spune-mi, te rog, care sunt criteriile... Placa. O să înceapă să care cu vorbirea. Da, da, îmi cade... Care sunt criteriile după care ar fi bine ca o persoană matură, cu capul pe umeri și echilibrată financiar, să-și aleagă destinațiile de vacanță? Adică să nu se ducă la Lacul Sărat sau la Techirghiol neapărat? Depinde de ce vrea să facă. Depinde dacă are, de fapt, mă rog, dacă are sau nu are copil. Presupunând că are un copil de 23 de ani, nu mai copil. Are un copil de 23 de ani, atunci... mă rog, stai mai mult în cameră, eu știu, genul ăsta de situații. Dar, nu știu, eu mi-aleg vacanțele întotdeauna în așa fel încât toată lumea să fie fericită. Adică și eu, și soțul meu, și copilul. Cât are copilul acum? Copilul are 8 ani acum. Deci încă e genul care merge cu părinții și nu face scandal. Slavă Domnului, da. Da, nu, și adoră să meargă cu părinții. Dar am vrea totuși, adică e deja la vârsta la care poate fi oarecum independent, deci genul de locuri în care, mă rog... De exemplu, ultima oară. Ultima oară... Cea mai recent? Ai fost într-o croazieră. Wow! Ceea ce, știi, un fel de all-inclusive din ăsta, pe mare, practic. Și atunci copilul poate fi independent și poate merge singur prin... Auzi, dar e adevărat că în croazieră o femeie singură poate să găsească unul mișto și bogat. Nu cred. Spun în asta în care am fost noi... În asta, în principiu, așa. Măi, nu știu să-ți spun. Poate nimerești un marinar, colega. Nu sunt în situația de a încerca tipul ăsta de croaziere. Nu tu, mie. În asta în care am fost noi nu găseai nimic nicicum. Vandabil. Nu, nimic. Toată lumea cu copii, cu familie, cu șlap, cu genul ăsta. Asta nu. Cu șlapii mă deprimă definitiv. Știu și pe mine, dar ce poți să faci? Adică nu există idealul. Sunetul lor în alergare mi-aduce aminte de tinerețe, dar atât. Da, atât, da. Hai că a fost bună asta. Da. Bun, ne întoarcem la croaziera ta, care s-a întâmplat în diferite locuri, că de aia se numește croazieră da. Și nu... Da, primare prin cu barca. Caraibe, așa. Da. Cât faci până la Caraibele astea? Păi trebuie să te duci până în America. Și din America, da, de la Miami, sau în fine, depinde de locul, unele pleacă și de la New York, din câte am înțeles, te îmbarci și, pe urmă, mergi pe mare o perioadă colega, de o zi sau voie... două. Nu, lăsați că mă descurc și singură, că după o să-mi spui că-mi cad unghiile. Femeile la vârsta asta poate să facă multe lucruri deodată. Da, poți să multitask. Și pentru că nu pot să-ți arăt ce aș vrea să-ți arăt, o să-ți arăt ceva
în care să-ți desumfle, e un ac cu gămălie, care să-ți desumfle entuziasm. Cum e mâncarea la oamenii ăștia pe navă? Depinde de gust. Mie mi s-a părut proastă. Adică e genul de mâncare bună pentru a te îngrășa, din punctul meu de vedere, însă știi cum e. Păi tu ești foarte picky la mâncare. Încerc să fiu, da. Deși dacă, cum să spun, îmi dau și eu drumul la hamburgeri, sunt la fel de încântată ca toată lumea de acest gen alimentar. Nu înțeles niciodată acest gen alimentar. Nu? Păi atunci tu ești una dintre fericitele care își poate controla greutatea mai ușor decât cei care smors după genul ăsta de fast food-uri și mâncare. Da, chiftele făcute în casă. Vezi, da, da. Cartofi noi cu mujdei și cu mărar. Nu, și cartofii aia... Cartofii prăjiți. De fast food. Nu, nu, n-ai cum. O să înghit în sec. Păi na, și acolo ce vă dădea? Și... Sunt foarte, e ca un fel de oraș pe mare. Adică e un, cinema, teren de tenis, un tipul de vas, de croazieră. Sunt vase de-astea care au câte 18 decuri. Adică au înălțimea hotelului intercontinental. Și în principiu au multe restaurante. Nu știu, 20-25 de restaurante. Cu vederi deschise, cosmopoliți, acceptă orice-i nou. Da. Uite, da. De ce te întreb? Ca să te aduc ușor, ușor către un material care să ne ridice un pic la fileu pentru continuarea discuției noastre. Toată lumea are ochii cât cepele, pentru că președintele Franței era căsătorit încă dinainte de alegerile de mai ieri cu profesoara lui de istorie, cu 26 de ani, cred că. 24. Mă rog, 26 că nu supără pe nimeni, mai mare decât el. Nu e ca și când s-ar fi căsătorit al alteri, dar toată lumea tot cu ochii cât cepele era. La un moment dat iese Macron pe post și zice, bă, dacă eram eu cu 24 de ani mai vârstă, da, decât nevastă mea. Cum se întâmplă în situația lui Trump, de exemplu. Vă mai minunați atâta? Răspuns corect, nu. Deci suntem egali, mai ales ei. Sau cum? E, lumea obișnuiește să pună tot felul de ștampile, pentru că vizual sunt obișnuiți într-un anume fel. Despre asta deci... vom și vorbi, despre ștampilele pe care chiar și tu încerci să le ștergi cu frumos. Franța are un nou președinte, iar lumea mondenă are un nou subiect pe care îl întoarce pe toate părțile, căsnicia lui Emmanuel Macron cu soția lui Brigitte, care este cu 24 de ani mai în vârstă decât el. C'est la femme de ma vie. La femme que j'ai rencontrée quand j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui et avec laquelle j'ai décidé, enfin nous avons décidé de construire une vie en commun. S-au cunoscut când el avea 16 ani, iar ea 40. El era elev, iar ea era profesoara lui de arte dramatice. Actualul președinte al Franței s-a îndrăgostit de femeia cu 24 de ani mai mare decât el, care era căsătorită și avea 3 copii, și i-a promis că orice s-ar întâmpla, el o va lua de soție. Când a împlinit 17 ani, Emmanuel Macron s-a mutat la un liceu din Paris, iar Brigitte a divorțat și l-a urmat. Tânărul s-a ținut de cuvânt și în 2007 s-au căsătorit, după ce actualul președinte al Franței le-a cerut permisiunea celor 3 copii ai iubitei lui. La nuntă, mireasa a purtat o rochie albă și scurtă și a avut părul ondulat și prins ușor. Mirele a ales un costum închis la culoare și o cravată roz. Evenimentul memorabil a fost încununat de discursul emoționant al mirelui. Chacune et chacun d'entre vous a été le témoin au cours de ces 13 dernières années de ce que nous avons vécu. Et vous l'avez accepté et vous nous avez fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être quelque chose de pas tout à fait commun, un couple pas tout à fait normal, même si j'aime pas beaucoup cet adjectif. E drept că pentru a fi cu persoana iubită, Emmanuel Macron a fost nevoit să lupte cu proprii părinți, care s-au opus poveștii lui de dragoste, dar și cu prejudecățile societății de care încă se lovește și acum, când el are 40 de ani și ea 64. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, quand je vois certaines imitations, certains comiques ou certains magazines. C'est la misogynie ordinaire. Je dis souvent si les rapports d'âge étaient inversés, ça choquerait personne. Les gens trouveraient ça super. Actualul președinte al Franței și soția lui nu ezită să fie tandri unul cu celălalt în public. Se sărută și se țin mereu de mână. Brigitte, deși are 64 de ani, și-a păstrat șarmul și silueta trasă prin inel.
Are picioare lungi și frumoase și o siluetă impecabilă. Soția lui Macron este mereu elegantă și cochetă, iar președintele Franței se mândrește cu ea, indiferent de ce scrie presa. Adică și doamna Macron arată într-un mare fel, după părerea mea, o și ajută și felul ei de a fi, și felul în care se îmbracă, și faptul că e curajoasă și colorată și mișto. Întrebare personală. Să zicem că ai luat viața de la început și că nu ți-ai fi cunoscut partenerul în momentul ăsta. Ai avea curaj să te afișezi cu un tânăr cu 24 de ani mai tânăr? Da, aș avea. De dacă aș ști și aș simți că e vorba despre iubire, sigur îmi dau seama că n-am fost în situația asta încă. Știi, să am 64 de ani și un partener atât de mult mai tânăr, dar oricum... Păi, da, avea 40 când s-a luat. Da, cred că trebuie să te lupți cu niște prejudecăți și cred că trebuie să fii un tip de femeie, să poți să te angajezi pe termen lung și iată mai ales că... la 40, când e un prag psihologic, da, pe care noi... este pragul despre care continui eu să vorbesc. Exact. Și îmi dau seama că e un demers extrem de curajos, oricum... Macron e clar idolul femeilor de super 40, asta e evident, iar doamna asta are niște calități probabil că deosebite, dincolo de aspectul fizic. Vorbeam mai devreme și despre faptul că o femeie de vârsta asta ar trebui să înțeleagă, de vârsta mea, de exemplu, ar trebui să înțeleagă că îmbrăcatul colorat și vesel și trăitul colorat și vesel nu e un lucru interzis. Asta este o cămașă pe care eu am primit-o cadou de la prietena mea și care face parte dintr-o colecție. Asta e culoarea vieții mele. Îmi plac de obicei culorile calde. Asta nu e o culoare caldă, dar e o excepție care confirmă. Poți să alegi oricare altă culoare de acolo sau încă o culoare sau câte culori vrei tu. Dar câte avem? Ia să vedem. Asta este o colecție întreagă sau e doar o parte din ea? Este o colecție întreagă care se bazează pe ideea asta că o femeie de această vârstă este într-o... Și face un serviciu. Da, și are un tip de energie. Nu pot să spun aici la emisiunea ta cum se cheamă această colecție, pentru că înțeleg că CNA-ul ar interzice treaba asta, dar e vorba despre felul în care sunt percepute femeile de peste 40 de ani, care sunt și mame, dar și atractive, dar și pline de energie, pentru că la ce am pornit este de la faptul că o femeie, ca să fie în situația de a fi mamă, trebuie să fie și soție sau, mă rog, să aibă un partener de care are grijă că trebuie să fie cu cineva copilul. Ca să fie încă atractivă, asta înseamnă că trebuie să aibă grijă și de ea însă. Să aibă grijă și de ea. Ca să fie toate lucrurile astea, trebuie să și facă piața, să și gătească, să și aibă grijă de afacere sau de birou sau de cei, mă rog. Deci o femeie foarte activă și plină de energie. Întrebare. Tipul ăsta de cămașă, pe care îl regăsesc ca și în șifonierul unui bărbat cumva, da, tradus, merge cu? Merge cu orice, depinde. Ia, uite, eu port o cămașă din aceeași colecție, numai că un număr foarte mare, asta e numărul 46. În mod normal, femeile au 38, 40, 42, și se poate purta la orice, la fustă cu paiete, la, da, pantaloni scurți, la blugi, la pantaloni albi, la absolut orice. O cămașă e o piesă pe care o porți absolut tot timpul. Și la birou și în timpul liber, depinde de cum o accesorizezi, și la mare și... Și în ziua de azi, orice culoare merge practic cu orice culoare. Nu mai stă nimeni să asorteze nu știu ce cu nu știu, da, ce. Da, merg culorile, de exemplu, frezul acesta cu roșu merge, se poartă foarte tare. Păi, de capul meu, te doare gândul. Te doare gândul, dar să știi că îți dă ușor, adică mie culorile puternice nu le port acum de când am mai avansat în vârstă, ci le-am purtat întotdeauna. Sunt genul care a purtat întotdeauna culori turbate. Și cred că pe măsură ce avansez în vârstă, e chiar mai bine să porți culori colorate. Dar te văd chiar pe tine, uite, te văd chiar pe tine în fotografiile astea, punând în valoare lucrurile pe care le-ai creat. Acum, o să le putem găsi, cumpăra... O să le putem găsi pe site-ul... Perfect, perfect. Da, cu pe acela. Site-ul... Colecția se numește cumva Milk, în limba engleză înseamnă lapte, doar că ultima consoană e înlocuită un pic. Un pic, cu, da, un pic de frez. Dar, în rest... Spune-mi, așa cum este percepția oamenilor despre femeile de după 40 de ani care atrag un anume tip de energie. Uite... Apropo de președintele Franței, i s-a adresat acest apelativ soției lui pentru că face parte din categoria femeilor care a reușit să fie într-atât de atractivă din toate punctele de vedere, nu vorbim aici numai fizic, ca un ansamblu, încât l-a subjugat pe un bărbat
și pe care l-a ținut atâta timp alături de ea, încât acum a devenit prima doamnă, mi se pare. Deci ea l-a ținut pe Macron alături de ea. Nu știu dacă ați observat nuanța pe care Ileana a dat-o micului ei speech. Eu cred că femeia este extrem de importantă în a ști să creeze unui bărbat, să-l țină alături de ea, cu tot ce înseamnă ansamblul unei femei. Dacă vorbim de o asemenea diferență de vârstă, nu mai spun că, mă rog, știi, fiind președinte și înainte ministru și așa mai departe, cred că ai acces mai ușor la... Da, numai că atunci când el avea 14 ani și juca teatru în cercul ei de teatru, nu era chiar atât de... Eu cred însă că... E adevărat, dar a luat-o de nevastă, adică... Păi da, dar știi și de ce? Când ea avea deja 40 păi de ani. Păi da, numai că el avusese 14, dacă înțelegi ce vreau să da, spun. L-a ajutat să treacă de la 14 la 16. L-a ajutat, da, și omul se... Cred că e și foarte fidel, nu îți dai seama. De obicei, e... prima ta bicicletă... Nu, uiți niciodată, dar nu știu dacă o ții alături de tine. O, asta e problema. Și da, dacă nu ți-o dorești toată viața. Cu șalungă ai învățat, cu șalungă vei dori. Nu e chiar așa, colega, că să știi că atunci când îți scade lanțul, nu mai ai ce să-i faci. Da, păpușă, dar depinde ce da. Bicicletă ți-ai ales de la început. Mai ajustezi lanțul, să știi e. Că merge să-l ajustezi din toate punctele. Bine, de în ziua de azi... Chiar poți... Eu zic că dacă bicicleta e proastă și cade des lanțul, nu stai cu perealta nouă. Asta e problema, colegul, să nu fie proastă, poate să fie urâtă. Bună, adică, asta, nu, deșteaptă deci, să fie. El zice de bicicleta proastă. În mod evident, da. Îți dai seama în ce situație se află femeia asta, adică vârsta ei a devenit un subiect... Da, dar și vârsta lui Melanie Trump a devenit un subiect. Mai invers, degrabă, da. Mă rog, lipsa de... Da, de imaginație. Dacă, da, în fine, da, uite, lumea nu e la fel de consternată dacă diferența dintre un bărbat și femeie în sensul... Asta spune invers, și Macron. E de 30-40 de ani, adică... Să ne rugăm la Dumnezeu pentru binele Franței pe sistemul Vive la France, că și pe, ea, și pe lângă ea și noi, pentru că dacă ieșea Marine Le Pen, ne da, număram era, degetele și ieșea vesel. Pentru noi era foarte prost, pentru noi românii. Da, pentru da. Noi toți românii așa, uite, avem de pretutindeni. Superb. Mulțumim foarte mult, Ilenei, și mulțumim pentru colecția asta pe care o să o și purtăm toată vara. Că merită.